Capitolul 19. O aventură nocturnă. Meriem și Boana ședeau a două zi după cele întâmplate, împreună pe verandă, ce au văzut un călăreț apărând în zare. Acesta a trecut prin mijlocul cempiei și a luat-o drept spre fermă. Boana a pus mena la ochi și a început să-l privească pe noul sosit. Era ceva ciudat în apariția acestui alb, pentru că în acea parte a Africii erau foarte puțini europeni. Cunoștea pe toată lumea din acel ținut, indiferent de culoare pielii. Niciun alb nu ar fi trecut pe acolo fără ca Boana să nu fi luat la cunoștință. Toți vânători din zonă erau controlați pentru a nu stârc nicio specie de animale. Boana era împotriva tuturor metodelor de a ucide animalele cu curse sau otrăvuri. Ținea foarte mult și la felul în care erau tratați băștina și angajați de diferiți vânători. Ceții europeni au fost alungați de el spre coastă, din cauza cruzimilor față de indigenii pe care i-au angajat ca și călăuze sau cărăuși. Unul dintre ei, un om de vază din lumea civilizată, a fost alungat din aceste ținuturi, cu ordinul de a nu se mai întoarce niciodată în aceste locuri. Din clipa ce Boana a aflat că lei uciște el, au fost capturați cu ajutorul cărnii otrăvite. Toți cei care trăiau în zonă îl iubeau și îl stimau vorba lui era lege în acel loc sălbatic. De la coasta Africii pe în, în inima continentului, oricine ar fi ascultat mai degrabă de el, decât de alții care impuneau doar legi temporare, pe bunul plac al unui conducător sau altul. De aceea era foarte ușor să scape de străinii care călcau legea acelui pământ. Un singur cuvânt și acel om s-ar fi trezit singur, la cheremul carnivorelor junglei dar iată că venea unul de care nu fusese anunțat că ar fi intenționat să vâneze în acea parte a continentului Boana nu și putea închipui cine ar putea fi această persoană. L-a primit însă cu ospitalitatea lui obișnuită, urându-i un bun sosit călduros, înainte ca acesta să fi descălecat. Străinul era un bărbat înalt, peste 30 de ani, blond și cu barbarasă. Figura acestui om îi aducea aminte de cineva, al cărui nume Boana îl cunoștea foarte bine, dar nu a dorit să provoace niciun fel de discuții din care ar fi reieșit că dorește să facă cercetări în legătură cu identitatea străinului. Evident, bărbatul era de origine nordică, după înfățișare și după accent. Manierele sale erau dure, dar impresia făcută asupra stăpânului fermei era bună. Boana întotdeauna era încântat să primească străini în ținuturile acestea sălbatice și nu punea întrebări, pe înăcent străinul dovedea că nu merită prietenia și ospitalitatea lui. Este neobișnuit ca un alb să vină aici. Fără să aflu eu înainte, zise Boana, mergând împreună cu musafirul spre locul unde țineau ei cai. Prietenii mei, și din acest ținut, m-ar fi informat de mult. Eu vin dinspre sud și de aceea nu ați auzit nimic despre mine, a explicat străinul de aceea nici dumneavoastră nu ați aflat de mine. Nu am întâlnit pe nimeni în marșul meu pe aici. Așa este. Nu mai este nicio așezare omenească spre sud, a recunoscut Boana. Decent covud a părăsit aceste ținuturi. Mă îndoiesc ca vreun băștinaș să se găsească în direcția aceea, la ceteva sute de kilometri în jur. Apoi, Boana l-a întrebat cum de a venit singur atâția kilometri, prin ospitaliera și periculoasa junglă dinspre sud. Străinul s-a așteptat la o asemenea întrebare și era pregătit cu un răspuns. Am venit să fac ceva comerț și să vânez. Dar m-am îndepărtat de trasele obișnuite. Omul cu care am vorbit să angajeze negri, s-a îmbolnăvit și a murit. Apoi, nu am găsit pe nimeni care să mă ajute. Am însăcețiva oameni cu care călătoresc și am făcut o mică tabără la izvorul de la marginea cempiei. A continuat după o scurtă pauză în care a privit la fața lui Boana. Azi dimineața, ce să plec la vânătoare, am zărit fumul de la coșul casei dumneavoastră. Nu am crezut că voi întâlni vreun alb pe o rază de mii de kilometri. Mi-am trimis oamenii înapoi în tabără pentru a-i anunța pe toți de această veste bună, iar eu am venit imediat să fac cunoștință cu stăpânul acestor locuri. Străinul a mai făcut o scurtă pauză. Bineînțeles că am auzit de dumneavoastră, a continuat el. Iar oricine vine în această parte a Africii trebuie să audă de dumneavoastră și m-aș bucura foarte mult dacă mi-ați permite să vânez în aceste locuri două sau trei săptămâni. Sunt de acord, bineînțeles, a spus Boana, cu bucurie în glas. Mutați tabăra mai aproape, ca să fim mai mult timp împreună. Ajunși aproape de verandă, Boana l-a prezentat pe străin celor două femei, Meriem și Dragă. Domnul Hanson a zis, folosind același nume cu care s-a prezentat albul un negustor care s-a rătăcit venind dinspre sud. Dragă și m au răspuns cu formule politicoase de bun sosit. Străinul era cam stingerit de prezența lor. Gazda a atribuit această atitudine faptului că musafirul nu era obișnuit cu prezența unor doamne din înalta societate și l-a scos din încurcătură conducându-le în biroul lui, pentru a bea cu el un pahar de coniac, care desigur ar fi fost cu mult mai plăcut pentru noul sosit. După ce străinul a intrat în casă, Meriem s-a întors spre dragă. Foarte ciudat, zise ea. Dar aș putea să jur că l-am mai văzut cândva pe domnul Hanson. Este ciudat, Hanson nu a acceptat invitația de a-și muta tabăra, motivând că oamenii lui sunt lipsiți de bune maniere și sunt cambețivi și certăreți. Chiar și el s-a arătat foarte rar pe la fermă și mai ales se ferea să se întâlnească cu aceste femei atât de educate și de bine îmbrăcate. Acest comportament nu a stârnit decât niște comentarii hazli pe seama timidității negustorului necioplit. În schimb, i-a însoțit pe bărbați de ceteva ori, la ceteva partide de vânătoare, unde se dovedia fi în elementul său, cunoscând multe taine ale vânătorii africane. Seara se întreținea mai mult cu unul dintre angajații alți de la fermă, găsindu-le pe acesta mai aproape de el decât stilații musafiri englezi. A ajuns în curând o figură obișnuită, venind mai des spre seară. Venea și pleca după bunul lui plac sau se plimba prin grădina cu flori multicolore, care era mendria celor două femei care o lucrau, Meriem și Dragă. Cend a fost văzut acolo pentru prima oară și a cerut scuze, explicând că iubește florile pe care le-a cultivat și el acasă, admirând și metodele folosite de Dragă, care a adaptat multe specii europene la condițiile climatice ale Africii. Nu se știe dacă era atras numai de frumoasele flori din marea grădină sau de fata care venea deseori să admire și aceste minunății. Fata era bineînțeles Meriem, cea cu părul negru și cu pielea bronzată. Au trecut aproape trei săptămâni de când Hanson era acolo, iar în tot acest timp a spus că oamenii lui se odihnesc și își refac forțele, după obositoarele marșuri din sud. El însuși nu era prea preocupat cu nimic, și-a împărțit oamenii în două cete, de comanda a unui om de încredere, explicându-le planul lui, făgăduindu-le și o plată foarte bună, dacă acest plan îi va reuși. Una dintre cete va trebui să meargă foarte încet spre nord, paralel cu drumul caravanelor care veneau spre Sahara din spre sud. Cealaltă ceata urma să meargă spre vest, dar să nu se îndepărteze prea mult și să se oprească dincolo de râul care marca unul dintre capetele ținuturilor lui Boana. Gazdei sale, ospitalierei, i-a spus că dorește să se deplaseze cu oamenii săi spre nord, dar despre ceata care a pornit spre vest nici măcar nu a pomenit. Deodată a venit cu vestea tristă că jumătate din oamenii lui au dezertat. A trebuit să dea această veste, pentru că vânătorii de la fermă i-au întâlnit pe cei care se deplasau spre nord, fiind însă impresionați de numărul foarte mic al acestui echipaj într-o scară, Meriem nu a putut dormi din cauza căldurii excesive a nopții africane și s-a sculat, intenționând să se plimbe mai multă vreme prin grădina cu flori. Tot în acea seară, cu foarte puțină vreme mai înainte, Morrison a făcut o nouă declarație înfocată de dragoste, iar biata fată era foarte tulburată, de nu putea să mai închidă niciun ochi. Hanson ședea după un tufiș mare, uitându-se la stele și așteptând ceva. Nopți de rândul avea acest obicei de a sta printre flori și de a admira stelele auzind pașii fetei s-a ridicat puțin. Mai departe, calul său păștea liniștit, legat de cart. Meriem umbla foarte încet, apropiindu-se de tufișul din care era pendită. Hanson s-a ridicat și a scos din buzunar o batistă enormă. Dinspre fermă s-a auzit nechezatul unui cal, iar dinspre junglă urletul unui leu. Hanson și-a schimbat poziția, lăsându-se în genunchi, pentru a putea sări imediat în picioare. Calul a nechezat din nou, dar cu mult mai aproape de el. A întors repede capul spre acea direcție și văzu un om care aducea doi cai de căpăstru. Meriem a auzit și aceste zgomote și s-a oprit să le asculte. Morison s-a apropiat de ea, trăgând cei doi cai după el. Meriem era surprinsă de această apariție neașteptată, însă Morison a zâmbit conspirativ. Nici eu nu am putut să adorm, a explicat el am avut chef să călăresc puțin, dar te-am văzut plimbindu-te prin grădină și m-am gândit că aș fi încântat dacă mai însoți este atât de plăcut să călărești noaptea. Vi, Merie mai râs cu poftă. Acest fel de aventuri erau pe placul ei. Foarte bine. Vin a spus cu voioșie. Hanson a înjurat în gend. Cei doi tineri se îndreptau spre marginea grădinii, probabil spre poarta din spate. Acolo au văzut calul negustorului. Unde este tipul ăsta? A întrebat Morrison probabil că a venit să mai discute cu prietenul său, a fost de părere Meriem. Nu crezi că este cam târziu să faci vizite. A continuat Baines, nu mi-ar place să călăresc noaptea prin junglă, până la locul unde își el tabăra. Și ca aceste cuvinte să fie întărite de realitatea fioroasă din jur, se auzurletul urletul cumplit al unui leu. Morrison a simțit cum îl trec fiori reci pe spate s-a uitat la fată să vadă dacă și ea a fost impresionată de aceste sunete, însă Meriem era foarte calmă de parcă ar fi auzit mieunatul unei pisici. Peste ceteva clipe, amândoi au încălecat, pornind în galop spre cempie, apoi spre pădure. Meriem și-a îndreptat calul chiar spre locul de unde s-a auzit urletul leului. Nu ar fi bine să locolim pe regele animalelor, a sugerat Morrison. Sau poate nu l-ai auzit ce sunete cumplite a scos, l-am auzit de foarte multă vreme, răspunse Merieme râzând. Hai să-i facem o vizită prietenească. Morrison Baines s-a străduit să zâmbească. Nu dorea ca fata să creadă despre el că ar fi un fricos, dar nu prea era momentul să se întâlnească cu un leu. Deși era înarmat cu o carabină de precizie, la lumina lunii nu prea poți să ai încredere în nicio armă. Adevărul era că nu întâlnise încă niciodată un leu, nici ziua, nici noaptea. Gendul la o întâlnire cu acest cumplit carnivor i-a pus un nod în jet. Fiara însă nu se mai auzea. Morrison a început să mai prindă puțin curaj, crezând că felina s-a îndepărtat de pădurea din jurul fermei. Însă leul nici gend nu a avut să plece. Era un vânător bătrân și nu mencase nimic de două zile, pentru că datorită vârstei nu mai era atât de ager, iar prada îi fugea de sub nas, de multe ori. Doar niște stârvuri a mai apucat să înfulece deși era bătrân, era destul de puternic ca să reprezinte un pericol pentru om. A simțit că există oameni în jur, dar foamea i-a învins frica de a fugi din fața vânătorilor. Ar fi înfruntat și o mie de arme, numai să-și poată umple cu ceva burta care îl supăra. Făcând un mic ocol prin pădure, ca să vină într-o direcție de unde să poată mirosi ființele care s-ar apropia de el, iar prada să nu îl simtă. Nu mai era băterân, dar era un vânător iscusit. În adâncul pădurii mai era cineva care a simțit mirosul lui Numa și al oamenilor care se apropiau. Această ființă a ridicat capul și a adulmecat aerul. Apoi a plecat urechea și a ascultat. Meriem și Baines erau acum la marginea pădurii. Vino, zise fata, să intrăm în pădure puțin. Este atât de frumos să stai în pădure noaptea. Mergem pe unde nu sunt atâția copaci, ca să putem călări în voie. De leu să nu te temi, continuă ea observând dezitarea tenărului englez. Boana a spus că de doi ani nu s-au mai apropiat lei de fermă. Și chiar dacă ar fi un leu, nu va vâna oameni, ce îndare vânat din belșug în toată pădurea. În afară de asta, se teme de oameni, pentru că sunt sigură că a fost urmărit de multe ori pentru a fi împușcat. Nu, nu îmi este prea frică de lei, a răspuns Morrison. Mă gendeam că nu este tocmai plăcut să călărești prin pădure. Sunt prea multe tufișuri și crengi pe jos, care te împiedică, știi. Atunci mai bine ne-am plimba. A propus Meriem, făcând deja o mișcare pentru a descăleca. Stai, nu! O oprim orison, aproape înghețat de spaimă la această idee. Mai bine mergem călare și zicând acestea, își pom calul în umbrele întunecoase ale pădurii, urmat de Meriem. În urma lor venea încet, pe îndind, numai, regele pădurii. Mai departe, la marginea pădurii, un călăreț singuratic nu se oprea din torentul de înjurături, fiind și mai furios cent cei doi au intrat în pădure. Era Hanson, care i-a urmărit pe călăreți de la fermă. Cum cei doi au luat-o în direcția taberei lui, porni în urmărirea lor, iar dacă ar fi fost descoperit, ar fi avut scuza că mergea acasă. Dar cei doi tineri nu l-au văzut, pentru simplul motiv că nu s-au întors spre cempie. Hanson și-a îndreptat calul spre pădure, înspre locul unde au dispărut ceilalți doi călăreți. Acum nu-i mai păsa dacă ar fi fost observat și asta din două motive. În primul rând, pentru că Baines l-a ajutat, jucând un rol, fără să vrea, pe care dorise să-l joace el, adică să o amăgească pe fată în pădure. În al doilea rând era situația din tabăra sa, după ceea ce s-a întâmplat cu o seară mai înainte. Nu a vorbit de acest incident la fermă ca să nu atragă atenția asupra sa, dar nici ca cineva de la fermă să se gendească să vină pe lână la oamenii lui. Mai cu seamă că s-a plâns că o mare parte din oameni au dezertat și se temea ca adevărul să nu iasă la iveală din discuțiile pe care le-ar fi avut cei de la fermă cu oamenii lui. Împrejurarea pe care el nu o pomenise și acum îl făcea să se grăbească, survenise în timpul absenței sale din tabără. Oamenii ședeau în jurul focului, în spatele unor întărituri, fără să simtă leul enorm, care le dădea o col. Marele carnivor a sărit în spatele unui negru și numai curajul celorlalți l-a salvat, pentru că toți au intervenit și au gonit fiara înfometată, luptând cu arme de foc, suliți și. Bite, Hanson a dedus imediat că este vorba de un exemplar bătrân, pentru că numai așa se explică de ce carnivorul s-a apropiat noaptea, în loc să vâneze ziua auzise din nou urletul fiarei infometate și era sigur că leul îi pendea acum pe cei doi tineri. Mai trase o înjurătură cumplită, acum însă la adresa directă a lui Baines. De dupinte în calului său și pom după ei, Meriem și Baines au ajuns într-o poieniță. La numai. O sută de metri de ei, numai s-a ascuns, cu ochii ațintiți asupra celor doi, plesnind nervos cu coada sa undulată. Măsura din ochi distanța dintre el și cei doi călăreți, întrebindu-se dacă ar fi bine să atace acum sau să aștepte pe înă ce tinerii se vor apropia și vor cădea drept în ghearele lui. Leul era flămând, însă foarte prudent. Nu ar fi atacat fără să calculeze toate șansele, pentru a nu pierde prada. Dacă noaptea trecută ar fi așteptat pe înă să doarmă toți cei din tabără, nu ar mai fi rămas încă o zi atât de flămând iar acel cineva din adâncul junglei, care a mirosit prezența leului, dar și a oamenilor, s-a ridicat de pe creanga unde dormise un somn foarte scurt. Sub el înainta o masă enormă de culoare cenușie, legându-se încolo și încoace pentru Nic. Această ființă din copaci, om sau fiară, a scos ceteva sunete guturale și s-a lăsat jos. Alunecând pe spinarea cenușii a unui animal enorm, tenerul sălbatic s-a plecat spre o a elefantului și a șoptit ceva iar elefantul și-a ridicat trompa, mișcând-o în aer, ca să prindă din aer mirosul asupra căruia tenărul i-a atras atenția. Puternicul animal a mai primit o comandă și s-a întors greoi, dar fără niciun zgomot, în direcția leului și a străinilor tarmangani, pe care călărețul lui Tantor îi simțise. Au pornit înainte, fără zgomot. Mirosul leului și a prăzii sale erau distincte acum. Nu m-aș pierde răbdarea. Oare ce să mai aștepte, ca să se apropie prada? bătea cu furie cu coada sa și era cet pe aici să scape un merit furios. Dar englezul și fata și-au oprit cai și stăteau de vorbă, neștiind de primejdia care era foarte aproape de ei. Baine s-o luase pe Meriem de menă și îi spunea cuvinte de dragoste, iar fata l-asculta. Vino la Londra cu mine, insista el voi angaja ți va băștinași care să ne conducă spre coastă.